Incendiu puternic la un hotel din Timișoara, flăcările au izbucnit din bucătărie și s-au extins spre acoperiș care s-a făcut scrum. Au fost evacuate și autoevacuate de către personalul hotelului aflat în incintă la momentul incendiului un număr de 9 persoane. Nu au fost înregistrate victime, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș. Fumul a intrat și în câteva cămine studențești din apropiere. Studenții s-au panicat și au ieșit în stradă, dar nicio persoană nu a avut nevoie de ajutor medical. Pompierii s-au luptat cu flăcările aproape 2 ore. O anchetă urmează să stabilească exact de la ce a pornit incendiul.